Drept al Muzeului, vă mulțumesc că sunteți alături de noi în această după-amiază, în avantpremiera Bienalei de Artă Contemporană, organizată de Asociația Artă Esenția. Îmi pare sincer rău că sunt nevoit să fiu polițistul rău, dar asta este viața. Când o să ne facem bine, o să ne comportăm din nou ca în vremurile obișnuite. Vă mulțumesc încă o dată pentru înțelegere. Mă bucur că ne aflăm la acest moment care a fost sub semnul întrebării tocmai datorită sau din cauza nesiguranței sanitare la care suntem toți expuși în această perioadă, un moment care ar trebui și trebuie să fie unul de bucurie, un moment dedicat deschiderii unei noi expoziții. Acest fapt se datorează domnului Bruno Brat, cel care a răspuns favorabil invitației organizatorilor acestei bienale, de a aduce și la Brașov o parte din creațiile domniei sale. Așa cum poate știți mulți dintre dumneavoastră, dar o să mai aflăm, domnul Brat are un adevărat tur de forță în acest an în România, Brașovul înscriindu-se în o garnitură de muzee, locuri din țară unde lucrările domniei sale sunt expuse. Așa cum, desigur, ați observat deja, avem o creație de mari dimensiuni, sincer vă spun, neobișnuită pentru un muzeu ca al nostru. E prima oară când avem lucrări de mari dimensiuni și ne-au făcut și nouă o reală plăcere să le vedem expuse. Nu mai departe, ieri mergeam cu o colegă, plecam la un priveg, din păcate a murit tatăl unei colege și ieri la priveg, azi la înmormântare, dar în fine. Ieri când plecam de la priveg, în mașină îmi spunea colega, care lucrează într-o zonă administrativă, nu se pricepe la istoria artei, la artă contemporană, și mi-a spus, Valeriu, este o expoziție foarte frumoasă. Și am spus, da, sunt de acord, este o expoziție frumoasă și vă doresc tuturor să vă bucurați de ea. În continuare, să-l invit pe domnul Brat, pe doamna curator, să ne prezinte această selecție, această expoziție. În încheiere, domnul Brat, câteva cuvinte. Mulțumesc! Haideți! Bună seara, mă numesc Cristina Simion, sunt galerist și curator în Nuremberg, Germania și însoțesc traseul artistic al domnului Brat de ceva timp. Îl cunosc ca artist de 9 ani. Sunt curatorul mai multor expoziții pe care domnul Brat le-a avut în România, în afara retrospectivei monumentale de la Bruckenthal, pe care nu am curatoriat-o. Am curatoriat expoziția Homo Sum, la Muzeul Național de Artă din Cluj-Napoca, expoziția Memoria Trecerii la Galeria Mansarda a Facultății de Arte și Design din Timișoara și iată, astăzi realizăm expoziția Alfa și Omega la Muzeul Casa Mureșenilor, iar Bruno Brat este invitat al celei de-a doua ediții a Bienalei Internaționale de Arte Vizuală. Nici nu știu dacă am voie sau nu am voie să-mi scot masca. Pe timp vorbiți, da. Cred că la distanță așa a fost. Pentru că aș vrea să pot vorbi nestingherită de mască și de asemenea să mă auziți. Alfa și Omega, prima literă și ultima în alfabetul grecesc, începutul și sfârșitul, un substitut pentru Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul în lumea creștină, am promutat cu timpul și o semnificație laică a esenței, a cunoașterii fundamentale. Titlul acestei expoziții este definitoriu pentru întreaga opera lui Brat și pentru crezul său artistic, căci Alfa și Omega înseamnă totul în opoziție cu nimicul și este expresia sublimată a unei viziuni artistice de o mare și cuprinzătoare generozitate. Arta sa caută esențialul, nu în forma sa obiectivă, ci în așezarea fundamentală a valorilor personale. Pilonii vieții lui Bruno Maria Brat sunt credința și familia. Și în arta sa, el caută esența a ceea ce este omenesc și altruist în același timp,
redesenând luna așa cum o văd ochii și sufletul său. Arta sa este epică, nu numai în sens figurativ, legendar, dar și în sens propriu, căci Prunovrat desenează istorii umane, povești adevărate, pe care le cunoaște, le înțelege și le transpune artistic. Povestea sa, a familiei sale, a prietenilor săi, a cunoscuților și necunoscuților pe care și-i apropiat, reprezentându-i. Aceste reprezentări nu sunt fotografice, deși finețea și complexitatea detaliilor impresionează întotdeauna, ci adevărate cartografii ale sufletelor. De aici provine capacitatea artei sale de a trezi emoții puternice, atât exegeților care interpretează lucrările, cât și, poate mai ales, oamenilor care, neștiind nimic despre artă, caută și găsesc o expresie vizuală a propriilor neliniști, suferințe, bucurii și cutremurări în arta lui Brat. Nu e o întâmplare că desenele sale au fost expuse nu doar în galerii și muzee, ci și în spații sacrale, și asta de multe ori. Paradoxal pentru prezența și cuvântarea mea aici și acum, arta lui Brat nu are nevoie nici de mediere, nici de interpretare. Dar nu consider intervenția mea cu totul inutilă, căci vă voi dezvălui totuși câteva coduri de descifrare. Deja s-a scris mult despre sorgintea renascentistă a artei lui Brat, căci perioada de maximă înflorire a desenului a fost Renașterea. Ceea ce face artistul însă, e renascentist în detaliile anatomice și de mișcare, căci perspectiva sa e incredibil de modernă și arta sa întru totul contemporan. Brat își fotografiază personajele, după care elaborează un plan al lucrării. În trecut făcea acest lucru manual, acum o face digital. Experiența sa de artist grafic îl ajută în acest sens. Iar efortul compozițional, transpunerea vizuală a ideii narrative, este partea conceptuală cea mai solicitantă, pentru că țelul său ultim este acela de a transmite emoții umane. Astfel, fără susținerea elementelor de decor sau a celor de fundal, desenează povești dramatice și, în același timp, atunci când lucrările sunt de mari dimensiuni, face calcule complicate. Bruno Brat e un arhitect al emoțiilor stricto sensu, căci lucrările sale sunt de cele mai multe ori compoziții alcătuite ca un puzzle din panoul lipit între ele, având în același timp și o viață proprie independentă de a celorlalte. Din lucrarea sa monumentală, Paule, e acolo un fragment, alte fragmente sunt lipsă, altele sunt aici. Fiecare panou are o viață sa independentă. Niciun detaliu nu are rol decorativ sau de echilibrare spațială a compoziției. Și această caracteristică îl îndepărtează din nou pe Brat de Renaștere. Personajele sale se susțin singure, iar când obiecte neînsuflețite le însoțesc, e întotdeauna pentru că acestea sunt absolut indispensabile poveștii. Aici, în Paule, de exemplu, vertebra, care indică viața și moartea în același timp, căci Paule a murit de canceros, sau țigara care îl însoțea întotdeauna. În ultima sa compoziție de mari dimensiuni, pe care o vedeți în partea opusă a muzeului, Speranță, e o jucărie macara. Și acea jucărie macara arată că, de fapt, povestea e neterminată, fiindcă e vorba de o familie tânără. Are toată viața înainte, se pot întâmpla lucruri, poate mai apare un copil. Și atunci a lăsat macaraua ca un simbol al unui spațiu în lucru. O să vedeți asta în multe dintre lucrările sale, dar întorcându-ne la personaje și elementele care le însoțesc, aceste elemente nu sunt niciodată decorative, niciodată superflue, niciodată făcute ca să echilibreze compoziția. Singura excepție este această lucrare monumentală pe care o vedeți despre aeroportul Nuremberg-Fürth, care i-a fost comandată domnului Brat de către aeroportul din Fürth la aniversarea a 100 de ani de la înființare. Sunt om și nimic din ceea ce este omenesc nu-mi este străin. Spune Bruno Brat prin toate lucrările sale și, de fapt, dacă este să admitem că mai există un element renascentist în arta sa, este această dorință a lui de a transmite emoții. Am scurtat povestea
și pentru că e poate mai bine să vorbim în grupuri mici, dar suntem aici și eu și domnul Graf pentru a povesti sau a repovesti poveștile lui vizuale și vă mulțumim foarte mult pentru interesul pe care îl arătați artei sale. Bruno nu desenează pentru critici și nu desenează pentru istorici. N-a spus niciodată că vrea să facă o schimbare în artă sau vrea să intre în istoria artei. Bruno desenează pentru oameni și desenează oameni. Și e foarte important pentru el ca arta sa să ajungă la oameni. Vă mulțumesc! Dragă Cristina, ai ținut o cuvântare așa de frumoasă, îți mulțumesc. Mai bine eu n-aș putea să exprim ceva despre lucrările mele. Eu întotdeauna, dacă mă întreabă oamenii în legătură cu lucrările mele, spun că, de fapt, da, sunt un povestitor, dar nu știu nici să vorbesc așa de bine, nu știu nici să scriu așa de bine, știu să desenez și încerc atunci tot ce mă preocupă și mă atinge la suflet să-l pun în felul ăsta pe hârtie. Domnul director, mulțumesc pentru spațiul care l-ați acordat lucrărilor mele, mă simt onorat. Dragă Cristina Simion, ție-ți mulțumesc că m-ai adus la Brașov în cadrul acestui festival nemaipomenit, atât de mare și atât de bogat în artă. Îi mulțumesc și doamnei Taroi, care din păcate acum nu poate fi aici. Vrem împreună să mulțumim organizatorilor celei de-a doua ediție a Bienalei Internaționale de Artă Vizuală, Asociației Arte Esenția, cu susținerea Primăriei Brașov și a Consiliului Județean Brașov, care patronează și această instituție, Muzeul Casa Mureșenilor, echipei muzeale Casa Mureșenilor și, în mod special, domnului Andrei Florian, care, deși nu e niciuna dintre aceste echipe, e un fost coleg de facultate al lui Bruno Brat și a ajutat la panotare. Unde e Andrei? Foarte mult. Am vrut să-i spun. Andrei, mulțumesc, tu m-ai ajutat așa de mult. Fără tine, sigur, n-aș fi reușit să termin în timpul ăsta scurt. Mi-a fost așa o mare bucurie, noi am fost colegi la Institutul de Artă la Cluj, dar nu ne-am întâlnit acolo, nu ne-am cunoscut. Aici, acum, 30 și nu știu câți ani au trecut de atunci, stând aici de vorbă, păi am fost în același timp aproape colegi de an, dar am făcut secții diferite. Îți mulțumesc pentru ajutor. Și mulțumesc tuturor care și-au luat timpul și sunt acum aici să vadă lucrările mele. Vă mulțumesc!